Autoritățile din Mioveni au amplasat în fața Catedralei Sfinții Apostolii Petru și Pavel corturi cu apă și echipament medical. Dacă li se va face rău pelerinilor ce vor participa la slujba de sfințire a Sfântului Lăcaș, pot apela la punctele de prim ajutor. Două dintre corturi vor fi cortul pentru prim ajutor și pentru hidratare. Să fie și niște băncuțe, asistenții medicali, de la situații de urgență și câteva stingătoare pentru o eventuală primă intervenție. Iar voluntarii din corpul de voluntari vor fi îmbrăcați cu niște tricouri pe care scrie organizator, vor sta printre cetățenii care vin să dea ajutor, să îndrumare și așa mai departe, dacă va fi nevoie și când va fi nevoie. Măsurile de prim ajutor vor fi asigurate începând cu ora 8 dimineața și până la terminarea desfășurării ceremonialului religios pentru a proteja pelerinii de efectele nedorite cauzate de caniculă. Totodată, medicii sfătuiesc pe cei ce vor să participe la Sfânta Slujbă să poarte haine de bumbac în culori deschise și să aibă întotdeauna capul acoperit.